investiția de astăzi, vorbiți-ne despre ea. Este o investiție care practic finalizează o investiție mai mare pe care am demarat-o în anul 2016, odată cu un proiect ambițios al Universității din Craiova de reabilitare a infrastructurii educaționale de cercetare în toate facultățile și toate structurile universității. Stațiunea din Banul Mărăcină, una dintre structurile universității din Craiova, a beneficiat de un proiect care a însemnat într-o primă etapă plantarea a 10 hectare de viță de vie pe un proiect european, 2 milioane de lei, în etapa a doua achiziționarea din venituri proprii ale universității a unei vinuri de vinificație și iată acum, în etapa a treia, s-a achiziționat și linia de îmbuteliere pentru a închide ciclul de producție, o investiție totală de peste 3,5 milioane de lei. Astăzi, practic, inaugurăm linia de îmbuteliere, este o linie automată de îmbuteliat vin, care dispune și de un sistem automat de capiționare și etichetare, dispune de un sistem automat bag-in-box, vom vinde și în sistemul bag-in-box, și sigur celelalte utilaje care au mai trebuit cumpărate, e vorba de pompe de căldură, pompe de răcire, sistem de spălare, faimoasele baricuri de, în care se pune vinul la maturat și la învechit, anumite soiuri de vin roșu trebuie să stea minim 6 luni de zile în baricuri de stejar, în butoaie de stejar, înainte de a fi puse în vânzare, la comercializare. Deci iată, asta este ultima etapă, practic închidem ciclul de producție, dacă îmi permiteți, la stațiunea didactică Banul Mărăcine. Am început din producția de anul trecut să îmbuteliem 4 sortimente de vin, 2 de vin alb, 2 de vin roze, sec și demisec pentru fiecare dintre ele, și pentru că ne aflăm în anul aniversar al universității, am decis ca ele să fie comercializate în acest an sub eticheta Gaudeamu 75. Frumos. Țara noastră ocupă un onorabil loc 6 în Europa la producția de vinuri, totuși cu pregătirea personalului, a specialiștilor în viticultură, în vinificație, suntem puțin în urmă. Cât de importante sunt astfel de investiții în acest context? Extrem de importante, pentru că practic această stațiune va deveni o bază de practică pentru studenții și colegii noștri de la Facultatea de Horticultură. Așa am gândit toate investițiile, pe lângă a aduce profit, pentru că era o stațiune profitabilă, stațiunea Banul Mărăcine pe timpuri, pe lângă faptul că aduce profit universității, va fi o bază ultramodernă de practică, iată, pentru pregătirea viitorii specialiști în viticultură. Vă caută domnul rector cei care fac vinuri, care produc vinuri în țara noastră, să vă ceară oameni calificați? Da, ne caută, au început să ne caute din ce în ce mai mult. Acum, odată cu aceste investiții pe care le-am derulat și le derulăm, noi avem programe de licență, programe de master, chiar și un program dedicat de masterat pentru această specializare de vitivinicultură. Suntem din ce în ce mai căutați, avem studenți, avem copii care practic vor să au demarat și unii vor să demareze afaceri pe cont propriu, pe fonduri europene în acest domeniu, și bineînțeles că au nevoie de această pregătire pe care o obțin foarte, foarte bine, spun eu, la Universitatea din Craiova. Unde vor putea găsi vinurile Universității din Craiova cei care sunt interesați să guste? Ele vor fi comercializate pe baza unor contracte acum la început, pe care stațiunea le va face cu diverse firme care desfac vinuri, chiar probabil și în piața Chiriac, în magazinul Autentic Românesc, și avem un plan ca în viitorul apropiat să desfacem și un punct de desfacere, să înființăm un punct de desfacere al Universității din Craiova dedicat vinurilor de la Banul Mărăcini.